Incendiile de vegetație uscată le-au dat bătăi de cap pompierilor giurgiuveni, aceștia fiind solicitați să lichideze 87 de incendii de la începutul anului. Numai în această lună, echipajele de intervenție ale ISU au intervenit la un număr de 33 de arderi de miriște. Pentru a evita producerea unor astfel de evenimente nedorite, pompierii reamintesc cetățenilor că activitatea de igienizare prin arderea miriștilor se face numai în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite. De asemenea, se impune supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității. Din nefericire, s-a văzut o creștere semnificativă în luna aceasta. Tocmai de aceea recomandăm producătorilor agricoli și persoanelor fizice care dețin terenuri agricole să-și curețe terenul după ridicarea, după recoltarea cerealelor, astfel încât să nu se mai producă asemenea incendii care, pe lângă faptul că ne produc nouă daune, ne produc, să spunem, nu numai nouă, ci și mediului daune și nouă pierderi de resurse, consumuri de resurse inutile, se distruge și ecosistemul. Potrivit legii, arderea miriștilor este interzisă. Incendierea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și miriștilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, eliberat de autoritățile locale după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar sau privat pentru situații de urgență și dacă există acceptul autorității competente pentru protecția mediului. Nerespectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis pentru arderea miriștilor, vegetației uscate și resturilor vegetale, cetățenii riscă primirea unor sancțiuni contravenționale, cuprinse între 100 și 500 de lei.